Este una din poetele cel mai îndrăgite, care chiar trebuie să fie cunoscută și de generația tânără. Te întreb direct cum a pornit acest proiect și ce te-a făcut să faci un film despre Nora Iuga. În primul rând, mulțumesc că ai spus că trebuie să vadă foarte multă lume filmul ăsta. Așa am plecat și eu cu ideea. Nora e prea mișto să nu o cunoască cât mai multă lume. Asta m-a împins să sun pe Alina, mă rog, o scurtă paranteză, se întoarce și Nora imediat. Asta m-a făcut să mă arunc în treaba asta. Na, eu nu aveam studii de regie, dar presupun că admirația pe care am dezvoltat-o pentru Nora m-a împins să încerc să o arăt lumii așa cum e ea, sau ce puțin așa cum am perceput-o eu. Târziu, acum, la 89 de ani a ei, am descoperit-o eu mai mult și ne-am apropiat mai mult. Pentru că cred că avem nevoie de modele ca Nora. Nu trebuie să căutăm în altă parte, în alte țări, printre oameni care nu mai există între noi, ci poate chiar lângă noi. Sunt oameni care pot să, nu știu, să ne inspire, poate să privim un pic de viața altfel. Da, aș vrea să-i și prezint pe colegii mei. O parte dintre ei, așa, așa am fi prezint pe colegii mei. Ok, facem rost în șerbețări. Începem de la stânga la dreapta. Claudiu Mitcu este producătorul filmului. Filmul e produs de Iar Bașca. Nora Iuga, protagonista filmului. Este prima operatoare cu care a spus da din prima și cu ea am început filmările, cu ea am plecat în călătoria de la Frankfurt. Alina Tarbol este producătoarea filmului și prietena mea, este primul om pe care l-am sunat și am zis e Nora, e foarte importantă, cred, pentru țara noastră și îți propun să facem un documentar despre ea. Și Alina, știind că n-am experiență, a zis, ok, hai să vedem. Deci, mulțumesc. Iar Tim face parte tot din gașca Uiar Basca. El a fost un consultant foarte important pe tot parcursul filmului, de la story, la montaj, la sunet, la... mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare. Nora Iuga, mă simt copleșit. Mă bucur foarte mult că ați acceptat această propunere de a filma un film despre dumneavoastră, pentru că am avut acces la niște dialoguri intime la care nu am fi putut să le cunoaștem dacă nu acceptați această provocare. Cum a fost totul cum s-a întâmplat cu Carla? Trebuie să-ți răspund, te-ai fi bucurându-l foarte mult, dar nu mă întreba cum mă bucur eu. M-a descoperit Carla că mi-a făcut un film la care nu m-am așteptat niciodată până în ziua de astăzi, când n-am făcut decât să plâng și să râd, să plâng și să râd, că uitați că îmi curge nasul și trăiesc mi-l suflu în fața dumneavoastră, că de-abia fost în acest. Probabil toți știind că visul meu de o viață întreagă a fost să devin actriță. Am dat și examen de admitere la Facultatea de Teatru din București și șeful comisiei era Radu Beligan. Și Radu Beligan
a zis că n-o să fiu în viața mea actriță, fiindcă nu am dicție. Și iată-te m-a descoperit Carla Teasa. Dumnezeu a ajutat-o să iasă pe mine. Acum aplauzele continuă în această sală și eu nu mai știu dacă mă nasc din nou sau mor aici o felă. Numai când am născut pe Tiberiu, am mai fost atât de fericită cum sunt în seara asta cu voi. Lăsăm publicul să întrebe, da? E cel mai corect așa. Publicul să întrebe. Vă rugăm. Întrebări. Curiozități, aprecieri, păreri. Nu-ți face nimeni în viața? Poftim? Dacă Salcâmul de la finalul filmului v-a mințit sau nu? Nu, cred că nu am mințit deloc. Cu fiecare clipă care trece, cu cât îmbătrânesc mai mult, publicul mă iubește mai mult. Cred că asta e recompensa, fiindcă nu mă iubește deloc critica literară. Fiind jurat să mă vadă. Dar publicul, Dumnezeule, nici nu am loc să mai trec, mă încojoară din ce în ce mai strâns. E ca o îmbrățișare nesfârșită. Vă mulțumesc! Și prietenii mei cei mai buni spun că este cartea mea care mă reprezintă cel mai bine. A doua este chiar o carte de proză, nu? Această carte Hipodrom. A doua în aprecierea mea. Și e un roman de 500 de pagini, probabil că din cauza asta a citit-o puțină lume, dar mie îmi place cel mai bun. Și acolo e vorba despre calul respectiv. Dar în afară de asta vreau să vă spun că niciodată nu mi-am imaginat că cineva poate să mă citească atât de bine și să mă reprezinte atât de bine cum a făcut-o Carla. Acest film. Vrei să scoți ceva în evidență, să ne vorbești despre ce s-a întâmplat în toată perioada asta de documentare și de interviuri cu doamna Nara? Cred că am ajuns să avem așa de multe ore de filmat și discuțiile noastre au fost atât de importante pentru mine, cel puțin, încât am ajuns să mă atașez foarte mult și asta de materialul filmat și asta a devenit în timp o provocare foarte mare în camera de montaj să renunț la lucruri și acest concept de kill your darlings, care mi-era foarte străin, a trebuit să vină, să-mi devină prieten. Am chinuit trei oameni care am montat. Bine, nu. Așa s-a întâmplat. Am început, sunt trei fete care m-au ajutat, ne-au ajutat de fapt să aducem filmul în forma asta.
Am început cu Patricia Chelaru, ea urma să devină mămică și așa că a trebuit să ne oprim. Am continuat cu Ligia Bobescu, cu care am adus filmul într-o formă undeva la 2 ore jumate, deci multă muncă. Și apoi cu Roxana Asel l-am adus la forma la care e acum. Un proiect cu multe fete la mijloc. N-am făcut asta extra, dar așa s-a legat. Așa cum s-a legat tot filmul și toată întâlnirea cu Nora și toată povestea. Dar mă bucur foarte tare că în sală remarc că prezența e egală, atât femei cât și bărbați. Nu e un film doar pentru femei. Nu știu, sper că domnii sunt de acord cu mine. Da. Când au fost exact filmările? Ce perioadă? Ce perioadă a fost filmare? Păi am început în 2019, în octombrie, chiar când Nora se apucase să scrie la Hipodrom, ultimul său roman din cariera literară. Nu, te rog, nu a zis ultimul roman, carte de poezie. Păi nu, dar ce poate că mai mult să aibă și romanul ăsta, mai multe pagini. Corect, să mă bucur că v-ați răzgândit, că la un moment dat așa mi-a zis, gata, e ultimul. Da, dar nu mă tărăsc eu așa. Bun, asta e o veste bună. Așa, deci am început în octombrie, când Nora urma să plece în călătoria cu trenul la Frankfurt și am terminat undeva pe la finalul anului 2021. Am trecut prin pandemie, războiul nu era încă, războiul l-am prins la montaj. Dar da, pandemia ne-a dat de furcă și nouă și ne-am chinuit un pic cu filmările. Dintr-o dată a trebuit să schimbăm scenariul pentru că nu mai aveam acces la Nora și nu mai puteam să mergem să filmăm în locurile pe care le planificasem. Puteam să mergem la Sibiu, voiam să urmărim în mai multe locuri, Sibiu, na, orașul copilăriei. Și atunci a trebuit să adaptăm toată povestea și tot scenariul la ce am avut. Și așa am recurs și la telefon. Că mi s-a părut că acolo era filmul, se întâmpla. Da? Alte întrebări? Da. Doresc să felicit toată echipa de producție. Atât viața doamnei Nora scoasă în evidență foarte frumos, dar povestea dintre generații, diferențele dintre generații au fost redate plăcut pentru tine și pentru tine și apropierea dintre generații, oarecum asperitățile s-au diminuat și asta va fi un exemplu de conviețuire pentru noi toți. Felicitări! Avem întrebări? Avem o mână acolo. Ajungem microfonul imediat. Și cumva voiam să întreb dacă curajul în legătură cu arta dumneavoastră și cu ceea ce creați și poate și legat de faptul că ați fost în acest film, dacă vine cumva dintr-o chemare artistică sau cum stăpâniți, cum funcționați cu acest curaj? Din păcate, poate că și auzi un joacă festa la vârsta asta. Nu am înțeles prea bine, am auzit mereu cuvântul curaj, probabil că dumneavoastră mi-atribuiți mie acest mare curaj. Nu știu dacă e vorba de curaj, este vorba mai mult de o imensă încredere în mine. Am o încredere fantastică în mine și știu să mă ambiționez până dincolo de orice limită și zic,
nu-i nimic că ai făcut 92, nu-i nimic că peste 4 luni faci 93. Poate că ai norocul să faci 100, nu vă pot spune cât de mult doresc să fac 100 de ani. Da. Și pentru că iubesc viața mai mult decât orice, probabil că acest curaj se cheamă înainte de orice dragoste de viață.